Salutare, dragi prieteni! Azi 10 martie, se apropie anul, pe 27 am avut anul trecut ultimul cuib, și atunci n-am mai avut iepurași. Șmecher, asta a fost chiar de atunci, ultimul cuib, asta a puiat prima, e un metis din californian. Nu știu, acolo ceva. Ceva mișcă acolo. Unde e acum? A avut unul, o smog de păr și o iepuraș pe acolo. L-am aruncat aseară încolo. Așa. Femeia la mascul. Asta la altă s-o smog de două săptămâni, dar asta nu știu să fi luată montă. Asta e din neagră, ce am avut-o. Asta iarăși face cuib. Uitați acolo, și-a făcut ceva cuib ușor. Asta nu la montă. Aici am, nu știu, bihoreana mică. Asta, dacă ne-a dat, am pe 8 dace februarie. 11. Uite, asta iară pe acolo. Nu știu ce a făcut pe acolo. Uite, nu m-a puf pe aici. Vreau să aproape timpul și la ea. Asta am văzut-o iară campioana. Anul trecut am văzut-o cu paie în gură. Asta albăstrică nu a luat montă nici asta. Nici sora sa. Asta uitați-o acolo și-a făcut așa un cuib. Și asta pe aici 4-1-2-8. Nu știu ce face și asta. Așa, masculi. Asta masculi. Aici. Negriceasă. Așa, achiziție. Ultima achiziție și a fost. Așa, pe jos am 1. Și mai pe pufasa asta, că am aruncat-o de aceea, că aici am pus cloște. Așa, mai am o mascul. Așa, am pus cloșcă. Așa, am pus ouă moțate. Am fost la domnul Ciprian, la un coleg de asociație. Am luat ouă de găină moțată. Și am pus aici clocitoarea în funcție. Aici am pus iar una mutată cu cuibar cu totul. Am pus 13 ouă, deja, nu știu, la 2 zile, deja numai 11 au mai avut. Cine știe, cam găina e foarte grea. Și nu știu, le-au spart ce-au făcut cu ele. Dănuț vă salută și să ne vedem cu bine la... să vedem și puișorii la clipul următor.